Salutare și bine v-am găsit la un vlog pe canal. Bine, nu chiar vlog, un episod. El se numește Top 10 cele mai bântuite drumuri din lume. Hai să-i dăm drumul pe videoclip și să vedem ce va iese. Nu cred că o să ne speriem prea bine. Bun găsit, prieteni! În toată lumea există drumuri periculoase despre care se crede că sunt bântuite de spirite fără odihnă. Hai să vedem ce Manifestările va iese. paranormale, legendele și crimele cât se poate de reale însoțesc frecvent aceste locuri terifiante, iar o parte dintre cei care îndrăznesc să călătorească pe ele ajung martorii unor întâmplări aflate la limita dintre posibil și imposibil. Posibil, că știu. Anglia este plină de drumuri bântuite. Stocksbridge Bypass, cunoscută inițial ca autostrada M67, a fost casa mai multor activități ciudate. În cursul anilor au fost descrise aparițiile unor copii îmbrăcați în haine de epocă, jucându-se sub podul de ocolire dintre Sheffield și Manchester. Adesea, în vecinătatea acestui loc, se aud cântece din copilărie, răsunând în inima nopții. Una dintre cele mai des întâlnite apariții este cea a unui călugăr, îngropat acolo într-un mormânt nesfințit. Mulțimea de oameni care susțin că l-au văzut materializându-se pe bancheta din spate a crescut semnificativ, iar poliția a demarat o anchetă, care a rămas însă fără răspuns. Curba mortului din Ohio este atât de bruscă încât a provocat pierderea multor vieți. În 19 octombrie 1969, 5 adolescenți aflați într-o mașină au suferit un accident fatal, iar șoferii spun că de atunci aceștia bântuie zona, rătăcind dezorientați. Locuitorii pretind că s-au întâlnit cu un autostopist fără chip, care vânează persoanele bune, precum și cu trăsuri vechi implicate în accidentele altui secol. Construit în 1977, drumul Tuen Mun este una dintre cele mai circulate rute din Hong Kong. Cu toate că este folosit mereu de camioane, structura lui nu a fost îmbunătățită pentru traficul greu, iar asta a dus la sute de accidente. Localnicii, pe de altă parte, au altă explicație pentru pericol. Aceștia spun că de nicăieri apar siluete transparente care îi fac pe șoferi să vireze brusc și să se izbească de alte mașini. Semnele de pe margine cer călătorilor să fie atenți la orice apariție neobișnuită. Drumul Național 7, care leagă Bucureștiul de Pitești, a devenit cunoscut pentru accidentele grave de la kilometrul 47. În 24 septembrie 1936, acolo a murit Margareta Ștefănescu, la doar 26 de ani, chiar în ziua nunții. Sugrumat de durere, tatăl ei a ridicat la locul tragediei o troiță în memoria fiicei sale. De atunci, mulți tineri necăsătoriți și-au pierdut viața în accidente violente. Numită drumul crucilor. Max este pe șoseaua liber. Este dreaptă și deci este pe liber. Trați repede la el. Chiar și așa, numai între 2008 și 2009, acolo au murit 12 bărbați tineri, toți necăsătoriți. În 2009, un sobor de preoți a sfințit troița. Potrivit poliției române, de atunci acolo nu au mai avut loc accidente mortale. Se spune că cel mai lung drum din Anglia este și cel mai bântuit. Autostrada M6 există de peste 2000 de ani și a fost folosită de soldații romani în timpul ocupației teritoriilor britanice. Cei care au trecut pe acolo au avut parte de evenimente neobișnuite, ca observarea unei legiuni de soldați mărșăluind, ochi roșii privindu-i din tufișuri aproape de mina părăsită din Manchester și mașini care parcă prind viață.
Localnicii din Sydney, Australia, sunt convinși că strada fără nume, localizată într-o suburbie a orașului, este bântuită de un rău străvechi. Drumul trece pe lângă un parc și o cale ferată și a fost scena mai multor întâmplări îngrozitoare. Șoferii spun că odată ce îl parcurg, sunt cuprinși de un sentiment puternic de neliniște, iar câinii și copiii prezintă un comportament bizar. Istoria întunecată a acestui loc a început în 1966, când un sportiv a fost călcat de un tren apărut de nicăieri. În 1970, sub vegetația abundentă, au fost găsite cadavrele mutilate ale unor copii de 3 și 12 ani, la o distanță de 7 luni, crime care au rămas nerezolvate până în prezent. În 1976, în parcul din apropiere, s-au găsit urmele unui ritual satanic, alături de corpul unei fetițe, iar în 2000, un om al străzii a ignorat avertismentele și a dormit pe strada fără nume, iar dimineața a fost găsit mort. Autostrada 666 este celebră pentru accidente, apariții spectrale și ghinion. O legendă urbană celebră aduce în discuție mașina neagră, care apare odată cu apusul soarelui și pune șoferii la încercare. Chiar dacă aceștia măresc simțitor viteza, automobilul necunoscut se ține cu ușurință după ei. Încercând să scape de pericol, mulți trag pe dreapta și atunci observă că mașina neagră nu a fost niciodată în spatele lor. În mod ciudat, după ce oficialii au schimbat numele autostrăzii în ruta 491, fenomenele paranormale au scăzut ca intensitate. De mai bine de 50 de ani, pe acest drum din Scoția au avut loc numeroase evenimente inexplicabile. Mărturiile activităților paranormale au fost atât de frecvente, încât localnicii au ajuns să-l boteze drumul fantomă. În 1957, șoferul unui tir a crezut că a dat peste un cuplu de îndrăgostiți care se plimbau ținându-se de mână. Cu toate că a oprit imediat și a coborât să vadă dacă sunt bine, nu a văzut pe nimeni. Mai târziu a aflat că nu era singurul care s-a întâlnit cu ei. În 1997, o femeie alături de copiii săi se întorcea acasă când de nicăieri un bărbat i-a sărit în față. Dar mașina nu a simțit impactul, iar străinul nu era de găsit. Poveștile despre un bărbat cu un sac pe cap, mâinile întinse legate cu funie sunt foarte comune. La fel sunt și cele despre o siluetă fără ochi, care odată observată se evaporă în aer. Autostrada Carac funcționează din 1977 și leagă mai multe districte importante din Malaezia. Asemenea rutei 491, manifestările ciudate și accidentele grave însoțesc mereu. Mulți au povestit despre un Volkswagen galben care blochează anumite tronsoane pe timp de noapte. La început acesta se mișcă lent, forțând mașinile să încetinească. Odată ce șoferul încearcă să-l depășească, se trezește cu aceeași mașină galbenă la câțiva metri în față. Alții au raportat aparițiile fantomatice ale unui copil care își caută mama și a unei femei seducătoare care ucide bărbații dornici să-i ofere un loc. Într-o noapte, un post de radio local a primit un telefon neașteptat de la un ascultător. Bărbatul a povestit cu tristețe cum a fost implicat într-un accident teribil pe aceeași autostradă și cum s-a văzut murind. Imediat după aceea, legătura s-a întrerupt brusc. A doua zi, ziarele au anunțat un accident care se potrivea la perfecție cu întâmplarea relatată. Deci nu mai am ce să zic la video-ul ăsta. Angajații radioului au încercat să recupereze înregistrarea apelului, dar singurul lucru rămas pe casetă era o liniște de moment. Clinton este un drum asfaltat de 16 km, aflat în New Jersey, Statele Unite. Se spune că este cel mai înfricoșător drum din America, datorită activităților stranii care au loc odată cu lăsarea întunericului. De-a lungul
timpul întinderii sale nu sunt case sau străzi adiacente, iar curbele dese îl fac dificil de traversat. Mărturiile vorbesc despre faruri fantomă, care apar de nicăieri și urmăresc șoferii la distanțe îngrijorător de mici. Se spune că dintr-o grădină zoologică au scăpat multe animale sălbatice care au populat pădurea înconjurătoare. În plus, legendele vorbesc despre un pod blestemat situat în apropiere, unde, dacă o monedă este aruncată peste margine, fantoma unui băiat înecat acolo cu mulți ani în urmă o trimite înapoi. Drumul Clinton mai este considerat a fi un loc preferat de vrăjitoare, sataniști și membri ai organizației Ku Klux Klan. Vouă care vi s-a părut cel mai misterios drum dintre cele prezentate astăzi? Mulțumesc pentru vizionare! Și eu, cum a zis, vă mulțumesc pentru vizionarea acordată pentru mine și vreau să strângem câte mai multe like-uri la episodul ăsta și dacă mai vreți episod de acest gen, ne revedem data viitoare.